Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimp. Sunt Adrian Simon. Iată-ne în studioul Capital TV, televiziunea pe bune. Astăzi îl avem invitat în cadrul emisiunii de promovare electorală pe domnul Emil Răstăiu, care este candidat pro-România pentru funcția de deputat, pentru Camera Deputaților. În același timp, domnul Răstăiu este și coordonatorul Partidului Pro-România la nivelul județului Hunedoara. Bună ziua, bun venit în emisiunea noastră. Bună ziua! Bine v-am găsit la fotoliu cu ghimp electoral, sau cum? Da, electoral de data asta. Adică e unul în care rolul meu este acela de a vă ajuta, într-un anume fel, să vă promovați obiectivele, să vă promovați promisiunile electorale, pentru că asta și este tema emisiunii, obiectivele pro-România pentru județul Hunedoara. Mărturisesc că, de fapt, cu toții știți lucrul ăsta, eu nu fac parte din niciun partid politic, pentru că am considerat că e mult mai bine așa. Dar, înainte de emisiune, este clar că noi nu discutăm despre lucrurile astea. Vă uitați la mine că nu știți ce vreau să spun. De curând am urmărit pe TVR1, parcă, o emisiune electorală cu Victor Ponta. Nu știu dacă ați văzut-o. Mi s-a părut extrem de interesantă. Îmi scapă numele moderatorului de pe TVR. Dar, oricum, e un băiat tânăr și ok din punctul meu de vedere. Emisiunea extrem de interesantă, cu un Victor Ponta absolut schimbat, absolut cu o nuanță de nou și cât se poate de coerent în ceea ce privește și programul electoral, dar și ceea ce se întâmplă în țara noastră în momentele acestea. Vorbeau la un moment dat despre Piatra Neamț, despre demisiile de acolo, despre faptul că el și-a dat demisia la când a fost povestea cu colectivul, despre faptul că acum nu se întâmplă mai nimic. Și mi s-a părut foarte interesantă această abordare a lui Victor Ponta și în același timp credibilă. Am făcut această paranteză pentru că, făcând o paralelă între ceea ce spune Victor Ponta la nivelul național, noastră fiind la nivel local, respectiv în județul Hunedoara, pentru că dumneavoastră doriți să obțineți un mandat de deputat al județului Hunedoara, care ar fi obiectivele pro-România pentru acest județ? Acum aș vrea să continui două paranteze, să Vă spunem, rog. și adică să pun o paranteză cu privire la Facem una pe exprima. trată și pe urmă. Da, Așa. și pe urmă o coladă și așa Da. mai departe, le extindem. Știți, am mai spus-o și în alte emisiuni, și în particular că nu mă deranjează dacă emisiunile sunt așa cum știți dumneavoastră să le faceți, în sensul de nu a mă gândi la ca și invitat, fiind o emisiune electorală, ci Da. pur și simplu să discutăm așa ca și ca de la ziarist la politician. Stilul ăsta de emisiuni îmi plac pentru că una peste alta cred că trebuie să venim în fața oamenilor cu lucruri care trebuie să fie dovedite a fi reale, nu făcute într-un scenariu de Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, adică într-un scenariu de partid sau știu eu, mă într-un. supără foarte tare emisiunile alea, chiar dacă sunt de promovare electorală, în care, vai, era să aveți o scamă. Știți, da, Da. cu aia ce faceți? Da, cum, știți, nu cumva e mai bine? Nu, prefer naturalețea, pentru că sunteți un om. Cred că tot pe gură mâncați și dumneavoastră, ca Da. Și toți mă ceilalți. ajutați punându-mi întrebările care le simțiți dumneavoastră că vin din sânul societății, nu întrebări. Noi n-am discutat, eu nici nu discut înainte de nicio emisiune întrebările, așa cum n-am discutat cu dumneavoastră nici la alte posturi de televiziune. Închizând această paranteză, aș vrea să continui paranteza pe care ați făcut-o cu privire la Victor Ponta, că acum în campania electorală tot felul de lucruri aud cu privire la Victor Ponta, tot felul de apostrofări care, să spun așa, oarecum mă intrigă, dar de multe ori mă și deranjează. Spunându-se de Victor Ponta că este trădător, Asta cu trădătorul n-am înțeles-o niciodată. da, Ce, pe cine a păi, trădat?
nu știu, s-a implementat și s-a ținut foarte mult să se rostogolească această expresie, Victor Ponta este trădător. Eu nu știu, cum să zic, oamenii care au cât de cât, au urmărit activitatea politică la modul general și în special cea din PSD, Victor Ponta a fost dat afară din partid. Nu știu, de unde treaba asta cu trădător? Adică te dă cineva afară din partid și tu ești trădător? Eu asta nu înțeleg. Și asta este dovada clară că cineva țintește pe Victor Ponta de a-l discredita. Păi, dacă lucrurile sunt foarte clare, a fost public, e pe documente, a fost dat afară din Partidul Social Democrat și atunci a intrat în mișcarea pro-România și pe urmă a format acest partid. Nu este altceva, nu este o altă poveste. Este pur și simplu o invenție și dacă pe această invenție construiești dezbateri pe tema lui Victor Ponta, este clar că dezbaterile sunt cu o mare tendențiozitate. Și atunci... Da, e trădător. Trădător de ce? Trădător de partid, de țară, de nu știu ce, pentru că... acum, să-mi fie cu iertare. Dar au mai plecat și alții de pe la alte partide politice sau au fost în alte partide politice și și-au făcut partidul lor ulterior. Prin oarecare asociere am avut și eu apostrofări de genul că ești un trădător, că ai plecat din PSD. Chiar l-am întrebat pe cineva în privat, i-am pus o întrebare, da, bun, ai spus public că sunt un trădător, dar am întrebat că e o persoană mai în vârstă, mă rog, cred că este pensionar, și l-am întrebat dacă dumneata ai fi fost într-un partid, oricare ar fi el, și oameni din partid ar fi plătit peste 20 de emisiuni care să te atace cu subiect și predicat, lucrurile sunt foarte clare, că se pot urmări la un post de televiziune care, cum să zic, cel mai vechi din județul Hunedoara, peste 20 de emisiuni în care am fost atacat Emir Râșteiu în perioada în care Emir Râșteiu era membru PSD, cu plată din zona PSD-ului. Păi, despre ce vorbim? Puteți dovedi lucrul ăsta? Da. Nu, cum să vă spun, nu obișnuiesc să spun lucrurile așa, ce am visat noaptea să le spun în spațiu public sau... Eu mi-am făcut datoria și v-am întrebat, pentru că afirmația e interesantă. Este interesant acum să știe, mai ales în zona publică. Acum ați fost tocat destul de mărunt în campania electorală. În campania electorală, să zicem, campania electorală, că într-o anumită formă, dar a fost perioada 2017-18, 2016-17-18, după ce nu a mai fost niciun fel de campanie locale, sunt în arhive aceste emisiuni în care eram ținte Emir Râșteiu. Dar, bun, am închis paranteza cu privire la Victor Ponta. Cred că și noi, la nivel de județ, trebuie să avem niște obiective ca și parlamentari. Obiective reale, nu ceva de genul să facem bine, să nu fie rău. Așa. Că am auzit deja tot felul de avioane în campania electorală. Da, de la dumneavoastră încă n-am auzit avioane. Dar dacă aud vreunul, o să vă atrag atenția. Dar am auzit de la alte partide tot felul de avioane, cu deputatul care sprijină dezvoltarea orașului, cu deputatul care sprijină... Dom'le, deputatul face legi, votează legi, face lobby în eventualitatea în care are un guvern și așa mai departe. Dar și face demersuri. Și face demersuri, corect. În sensul de a sprijini chiar și cu o susținere publică anumite lucruri care sunt benefice pentru o localitate sau pentru un județ, din poziția de parlamentar, dacă le susții, sunt șansele foarte mari să se implementeze. Și până la urmă... Asta este și că de aceea suntem aleși pe colegii județene. Să reprezentăm județul Hunedoara, nu să reprezentăm România. Reprezentarea României se face prin Ministerul de Externe, nu știu eu, dar... Și reprezentați țara la nivel macro acolo, toți în Parlamentul României. Da, prin ansamblarea ideilor, obiectivelor din toată țara, pe o anumită linie politică se formează o susținere spre anumite obiective. Unele dintre ele, să spunem așa, sunt în opoziție unele față de altele și atunci este nevoie de parlamentari care să-și susțină. Dacă un parlamentar bun de județul Hunedoara susține un obiectiv
foarte bine, cu siguranță partidul ăla, partidul pe care, din care face parte, va susține obiectivul omului din județul Hunedoara, nu acelui din județul Prahova, să spunem așa. Și aici, eu am mai spus-o, parlamentarii trebuie să fie oameni de forță, oameni pregătiți profesional pe domenii și în domeniile respective trebuie să performeze, nu trebuie să se meargă în Parlament doar să se încadreze pe o linie politică. Acum, revenim... Vreau să nu vă uitați vorba, domnului Steiu. Asta vreau să spun și eu, pentru că, vedeți, parlamentarii sunt aleși pe listă. De la, nu vorbim despre un partid anume acum, vorbim la modul general. Dar foarte puțini se uită, bă, cine-i pe lista aia? Ce are omul ăla în spate? Ce a făcut în ultimii 5 ani, că era o întrebare celebră cu nu știu câte vreme? De ce să-l trimit eu pe ăla în Parlament? Chiar dacă trendul este, să zicem, ascendent la unele partide și ne uităm pe lista lor, constatăm că sunt nume despre care unii dintre noi n-am auzit niciodată, nici nu știm cu ce se ocupă sau cu ce s-au ocupat, dar care ne sunt prezentați ca salvatorii națiunii, salvatorii județului și așa mai departe. Cum comentați lucrul ăsta? Și pe urmă să-mi spuneți ceva și despre noastră, cei de la Pro-România. Nu îmi place să fac aprecieri la ceilalți. Păi nu vorbim la modul particular, vorbim la modul general. La modul general, da, ideea asta îmi place, de a se lua în considerare candidații de pe listele partidelor, fiecare cu ce, una peste alta, un partid format din oameni, oameni care în adunate valorile pot să ducă partidul la înălțime sau să îl coboare. Asta am promovat tot timpul, nu neapărat acum când eu sunt în cauză ca și candidat. Se știe, când am susținut parlamentari la diferite momente, parlamentari sau europarlamentari, i-am susținut din punct de vedere valoric și din punct de vedere al percepției mele de ce va face acel parlamentar, nu că face parte dintr-un partid politic. Cred că m-ați auzit și m-ați văzut la europarlamentarele de anul trecut, în care în campania electorală eu puneam foarte mult bază pe a promova Pro-România, având în vârf pe Corina Crețu și Victor Ponta. Doi oameni de forță, oameni care au făcut ceva în activitatea lor, indiferent pe ce zonă a fost, ca parlamentar, ca europarlamentar Corina Crețu, ca premier Victor Ponta, ca comisar european Corina Crețu. Deci n-am susținut niciodată un partid, nici PSD-ul, când eram în PSD, nu susțineam numai că există PSD. Încercam să identific oamenii care merită susținut și pe acei oameni îi promovam și vorbeam despre ei și detaliam până la urmă, așa cum am făcut cu referire la câțiva primari din jurul Devei, care au fost și performanți după aceea, eu vorbeam despre ei, despre calitățile și despre încrederea pe care o acordam ca și candidați. Este bine și așa cred că va fi și, mai ales perioada asta fiind o perioadă de pandemie în care oamenii se feresc să meargă la vot, cred că vor merge la vot dacă au pentru cine merge. Este foarte important să meargă oamenii la vot. Da, este foarte important să meargă la vot și să voteze pentru cineva, nu contra la altcineva. Că aici este un lucru esențial. Adică fără vot de blam. Da, adică nu mă duc să votez de la un partid ca să nu iasă celălalt partid. Asta este nociv, a fost nociv dintotdeauna. Votând împotrivă, cu siguranță nu alegi varianta cea mai bună. Să votezi contra primarului la locale. Nu, să votezi pentru cineva care vrei să te reprezinte. Asta este ideea pe care am promovat-o tot timpul și mi-o doresc să se întâmple. Acum, noi ca și partid am pornit la, să spunem așa, la drumul acestor candidaturi, începând de la locale. Am stabilit niște obiective pentru județul Hunedoara, pe care vrem să le promovăm și ca și
candidați de parlamentari. Ele trebuie să se lege unele de altele. Din fericire, chiar dacă nu facem parte dintr-o majoritate în Consiliul Județean, avem 4 consilieri județeni și o parte din obiectivele pe care ni le-am propus, ne străduim să le impunem. Prin votul consilierilor județeni este foarte greu, fiind doar 4 din 32, și atunci încercăm să venim cu o susținere sau cu o dovadă din partea populației că își dorește un anume obiectiv. Asta am pornit cu acea idee de transport public local pe care o promovăm și acum și o vom promova în continuare până se va îndeplini. Avem deja mii de semnături din partea cetățenilor județului Hunedoara că își doresc acest transport public local. Dacă ei vor semna în continuare, vor susține în continuare acest demers, cu siguranță majoritatea din Consiliul Județean nu va ignora acest aspect. Mai mult, am înțeles că deja în teritoriu sunt transmise adrese prin care să vină primarii să cerceteze dacă într-adevăr este nevoie de un transport public local. Noi am pornit-o ca... La nivel județean. La nivel județean. Știu câteva comune în care au primit hârtie de la Consiliul Județean să vadă dacă, într-un cadru unui studiu mai amplu, și această idee de foarte interesant. Da, este interesant. Și... percutat într-un fel. Da, și în felul ăsta am speranța că dacă noi vom veni cu un proiect de hotărâre de Consiliul Județean, chiar se va vota. Pentru cu siguranță vor vedea și ei că există această necesitate. Mai departe, pe această idee de mobilitate, că este nevoie o mobilitate în urma cetățenilor județului Hunedoara, este nevoie și de o mobilitate a potențialilor investitori. Dacă vrem să dezvoltăm județul, trebuie să demonstrăm pentru, cu siguranță, după ce fac o paranteză, după ce vom ieși din această criză pandemică și se vor regra lucrurile pe criza economică anul viitor, sper, sau cel târziu în 2022, potențialii investitori au nevoie de și ei de mobilitate. Și atunci nu trebuie să lege lucrurile doar strict de ieșirile de pe autostradă, cea de la Șoimuș și cea de la Simerea și de la Gelmar. Trebuie să se gândească și să susține o accesibilitate rutieră în tot județul Hunedoara. Și noi am propus, este o idee mai veche a mea, am propus să susținem acel drum expres de la Deva la Petroșani, care este, culmea, prevăzut în prioritățile județului Hunedoara din 2001. Eu în 2019 am readus acest subiect pe 2018-2019 l-am readus acest subiect pe tapet, inițial în cadrul partidului în care eram la vremea respectivă, ulterior l-am dezbătut în zona publică. Acest drum expres, care inițial era prevăzut să plece de la Simerea Veche să ajungă la Petroșani, în urma unei dezbateri la prefectură la sfârșitul anului 2018, s-a creonat ca fiind necesar să se facă de la Sântu Halm la Petroșani cu legătura la autostradă. Asta rezolvă mai multe probleme. Odată și necesitatea acelei ieșiri la autostradă la Sântu Halm. Probabil că unii care ne aud acum sau ne văd acum o să spună, păi uite, ăsta este, domnul Simion, este un avion. Nu este un avion, este un obiectiv pe care îl are județul Hunedoara de 18-19 ani și nu s-a văzut necesitatea lui cu adevărat. Dar adică traversarea practică a județului și facerea legăturii până la urmă între municipiul reședința de județ și Valea Jiului, da. Cu o traversare pe lângă Hunedoara, Hațeg, în localitățile importante de pe traseu, Puibaru, până în Valea Jiului. Dar asta ce ar însemna? Mergerea pe vechea infrastructură, îmbunătățirea ei sau o altă? Nu, că în 2001, 2002, 2003, de fapt, când eram primar la Băcia, auzisem de această idee și atunci mi se părea, păi stai un pic, să reabilitează DN66, ce mai trebuie încă un drum? Eu atunci nu înțelegeam foarte bine necesitatea unui astfel de drum.
brusc ar fi DN, adică ar mai fi în... Da, dar acest drum expres nu trece prin localități. Exact. Se merge pe o anumită, cu o anumită viteză, nu duce la tot felul de intersectări și se reduc foarte mult accidentele pe astfel de drumuri. E o mini-autostradă, ce este? Da, e un drum cu două benzi plus una de rezervă stânga-dreapta. Nu este o autostradă. Deci acum să nu inventăm autostrăzi chiar, că vedeți că le facem greu și alea care sunt programate. Din păcate, da. Da, care sunt finanțate. Fac o paranteză și ăsta poate fi finanțat pe fonduri europene. Încă din 2018 am discutat o astfel de oportunitate să se putea și să poate în continuare. Important e să începem demersurile pentru acest lucru. Acum, asta ne leagă de mai multe să spun, oportunități care se deschid. Pe de o parte, pe acest traseu, chiar discutam cu cineva din zona Hațigului, o persoană care nu pot să spun că este angrenată în zona publică, un om, să spunem așa, un om cu inițiativă, dar nu, cum să zic, nu are foarte multe cunoștințe cu privire la strategii de dezvoltare. Și când a auzit de lucrul ăsta, zice... Îți dai seama că noi aici pe Hațeg, unde sunt până la urmă fiind o zonă destul de populată, aici ar putea să vină investitori mai mici, mai mari, având un astfel de drum care să le asigure să mai treacă prin Străi Ruși, Călan, Batiz, Băcia, să meargă direct la ieșire la autostradă sau direct la Deva, la acea de la Sântuhan. Chiar m-a mirat și oarecum m-a surprins și plăcut o astfel de abordare. De la un om relativ simplu care zice, păi, uite, ăsta e... Zice, da, ar fi un lucru benefic și... M-a întrebat, e o idee extraordinară, cum ți-a venit? Păi am zis, nu mi-a venit mie, că eu până la urmă am preluat-o. Am preluat-o după ani de zile în care ea a fost în evidențele Băncii Mondiale. Este din 2002 sau 2003, ceva din genul ăsta, ca prioritate. Pe lângă autostrada care traversează județul, pe lângă reabilitarea căii ferate care traversează județul, apropo de treaba asta, pe acele priorități ale județului este prevăzută și reabilitarea căii ferate Simerea Petroșani. Asta a fost ca și paranteză, că poate un alt parlamentar se gândește să susțină și acel obiectiv. Dacă nu, o să îl susținem și noi. Nu vreau oricum să ne... văd că dumneavoastră îl susține. Păi, bun, l-am dat ca temă de casă unuia care... Că nu mă pot... Eu nu vreau să vin în fața oamenilor să spun pa, eu voi face tot ce vreți voi pentru orice. Până la urmă vă duc și sacoșa de la poartă acasă. Nu, eu nu vin cu promisiuni din astea așa... numai ca să mă fiu votat. Vin cu turistice, să da, vă dați, da. Da, așa am fost totdeauna și așa voi fi și ca primar și ca parlamentar. Nu vin cu promisiuni așa numai ca să fiu votat. Mai departe, am spus de această șosea care nodul de la Sântuhalm dă, pe lângă faptul că dezvoltă zona Devei, Sântuhalmului, Hunedoarei, cu adevărat, din punct de vedere al oportunităților de investiții, dar dacă proiectul se face nu doar cu o ieșire înspre zona de sud, se face cu acele giratorii stânga-dreapta autostrăzii, dă deschidere și zonei Certej, Hărău. Gândiți-vă nodul de autostradă de la Șoimuș este destul de îngrămădit acolo. Este cu, și este foarte greu să ajungi până la urmă într-o zonă de dezvoltare înspre de la Șoimuș, Bălata, încoace. Circulația este destul de complicată. Dar gândiți-vă ce înseamnă descărcarea asta de pe autostradă care să meargă în partea aia spre Hărău. Ce zonă de dezvoltare se poate deschide acolo. Ăsta este un lucru pe care, cum să zic, este mult peste faptul că finanțăm primăriile să-și facă o apă, o canalizare, un drum, un iluminat public, un trotuar. Astea sunt
lucruri esențiale care în mod natural aduc și investiții, aduc și o dezvoltare economică. În momentul în care îi dezvoltare economică, ne putem gândi să se întâmple ceea ce ne am promovat în campania electorală la Hunedoara, să redăm Hunedoara copiilor noștri. Adică cum? Să nu mai plece. Sau chiar să se întoarcă înapoi copiii noștri. În felul ăsta le dăm Hunedoara lor. În felul ăsta putem avea speranța că, și dacă se duc la o școală, Cluj, Timișoara, poate chiar în străinătate, măcar se gândesc, bă, aș putea să mă întorc și Hunedoara. Nu se întorc în Hunedoara dacă nu trăiesc bine. Sau măcar dacă nu au unde să muncească, dacă nu au ce să muncească conform specializărilor sau... Și acum gândiți-vă, cineva care se duce și face niște studii în altă parte, deja nivelul de... sau pretențiile sunt mai mari. Pretenții normale. Să fie angajat pe un salar care să îi permită să aibă o familie, să îi permită să își satisfacă niște plăceri. Efectiv, să poată merge într-un concediu, să poată merge în mall să-și umple coșul sau în supermarket să-și umple coșul. Toată lumea dorește un trai mai bun. Da, și atunci sunt necesare locuri de muncă mai bine plătite. Păi locurile de muncă mai bine plătite nu apar așa că cineva vine și spune trebuie să ia oamenii salarii mai mare. Da, într-adevăr, împingerea salariului minim pe economie în sus într-adevăr duce într-o oarecare măsură la creșterea salariului și la și la alte nivele. Creșterea salariului și la persoane care nu sunt angajate cu salariul minim pe economie. Într-adevăr, se întâmplă lucrul ăsta, dar este într-un mod un pic spre artificial. Și este necesar să se contureze o economie locală care să, în mod natural, să ducă la o salarizare mai consistentă. Acum, mergând mai departe. Mai nou, de o săptămână, cred, după ce am studiat un pic acest subiect, mi s-a părut interesant, poate un pic controversat, am început să susțin ideea de, că tot am vorbit de descărcarea spre Hărău, Certești, da. Ideea de a susține public exploatarea mineră de la Certești. Interesant. Păi, da, s-ar putea unii acolo să spun... Acolo e o hotărâri, e cu du-te vino, e... Aici am, nu pun din punct de vedere al ceea ce... Am înțeles că sunt niște procese sunt acolo. Sunt niște conflicte, niște da. Hotărâri judecătorești. Trecând peste asta, alea trebuie să se rezolve, judecătorii trebuie să-și facă treaba, să disceană, să spună ce e bine, ce e rău, ce e ilegal, ce e ilegal, nu intrăm în zona asta. Doar ca principiu, eu susțin și colegii mei, o parte dintre ei s-au și exprimat, susțin deschiderea exploatării de la Certej. Susținerea publică, mă rog, respectând toate cerințele legale. De la vize până la terenurile care s-au atribuit, s-au cumpărat, ce s-a făcut acolo. Într-un fel sau altul, aia trebuie reglementată. Într-un fel sau altul, trebuie să se pună lucrurile la locul lor din punct de vedere legal. Dar, ca idee, și nici aici, nu sunt eu Temir ce deștept, care m-am gândit eu că facem o chestiune nemaipomenită, gata, râșteiul, o inventat un lucru. Nu l-am inventat. M-am uitat la vecini, hai să spunem, colegii noștri din Uniunea Europeană la greci. Sunt sau au fost în aceeași situație ca noi. An de zile, culmea, aceeași firmă, că eu inițial n-am realizat, aceeași firmă sau același grup de firme sau de investitori, nu știu exact și nici nu mă interesează până la urmă, dar același grup de firme sau aceeași firmă în Grecia, după dezbateri la fel ca și la noi și împotrivire și tot felul de manifestații, cu aceleași vorbe, nu ne vindem țara la străini, cu aceleași vorbe, să facem noi, dar nu suntem noi în stare să facem, dar totuși noi lăsăm pe alții să facă, tot felul.
În 2018 sau 2019, asta cine ne vede poate să intre pe net, să verifice lucrurile astea. Guvernul grec a decis, dă drumul, bineînțeles, cu reglementările, mă repet, repet de câte ori trebuie, nu de a forța legea. Nu, pe reglementările care le au greci, care le avem noi și din punct de vedere al exploatărilor, s-a dat drumul la această investiție condiționată, am înțeles că este condiționată ca în 3 ani să se facă anumiți pași și dacă nu se întâmplă toți acei pași, se naționalizează. Clar, cu subiect și predicat, nu că, da, te-ai angajat ca și investitor să faci lucrurile astea, bineînțeles, și statul că are și acolo și aici, și statul are parte din firma care dezvoltă această, care dezvoltă această activitate. Nu este strict un privat. Am înțeles că sunt ceva procente bune pe care le are statul acolo. Deci nu-s de capul lor. Dar și asta este treaba specialiștilor și a guvernului și a Ministerului Economiei să reglementeze lucrurile. Dar ca idee trebuie dezvoltată. Ce vreau să însemne lucrul ăsta? Că vreau să le explic cu oamenilor în perspectiva unui om care sunt o persoană care am lucrat 20 de ani în administrație. Ceea ce mi s-a părut, am verificat. Mi s-a părut că vine un anumit procent din o dezvoltare economică, am verificat. Și am ajuns la concluzia că într-o perioadă de între 8 și 12 luni, cifra de afaceri a unei astfel de dezvoltare economice aduce statului, pe lângă valoarea aurului și a exploatării și redevenței și așa mai departe, aduce statului înapoi între 60 și 80%. Deci discutăm de o activitate economică care în mod direct dă o redevență statului român pentru zăcămintele care sunt acolo. Pe lângă asta, vin, pornind de la taxele de mediu, taxele de exploatare, impozite pe clădiri, impozite pe terenuri, impozite pe terenuri concesionate, că avem legislația asta în care un teren concesionat mai plătește și impozit, impozite pe salarii, impozite pe activitatea economică, TVA-ul, CAS-urile, șomajul, tot ce se dezvoltă acolo, aduce o valoare indirectă considerabilă. O valoare economică care este mult peste ceea ce înseamnă efectiv aurul care se extrage și mineralurile complexe care se extrag. Mai ales că în ultima perioadă, în ultimii 7-8-10 ani, a și crescut valoarea mineralurilor. Ne uităm Roșia Poieni, că acolo deja devine o exploatare rentabilă. Asta sunt din ăștia care promovează tot felul de lucru, că noi nu mai suntem în stare, că nu mai au valoare nici aurul, nici cupru, nici zincul, nici așa. Ei, deci sunt, zic eu, oameni de bine în primele. Așa, asta ar însemna și locuri de muncă pentru oamenii din comunitatea de acolo, că probabil că ei vor munci. Dar nu numai pentru locul, comunitatea de acolo. Și pentru mulți alții, și pentru județ, și pentru toată lumea. O astfel de investiție duce la sute de oameni, poate chiar mii de oameni, când se construiește, când se face. Drumuri, apă, canal, curent, defrișări, plantări. Apropo de treaba asta, mă întreba un tânăr de la noi din Pro-România și mi s-a părut interesantă întrebarea asta. Fac și aici o paranteză, nu știu cât mai avem din timp. Mai avem ceva, foarte mult. Fac o paranteză. O tânără, de fapt, din Pro-România, mă întreabă, zicea, domnule Emil, dar se defrișează hectare de pădure. Cine ne garantează că asta nu ne va afecta din punct de vedere al sănătății noastre? Și am zis, domnișoară, este și legislația aferentă și știu că deja se întâmplă lucrurile astea. Dacă tai un hectar de pădure într-o astfel de exploatare, ești obligat să plantezi 3 hectare și nu poți să defrișezi până nu ai plantat cele 3 hectare, și obligația să le întreții pe banii tăi ca privat sau firmă de stat, indiferent cine face lucrul ăsta, este obligația acelei firme 8 ani de zile să și întreține acea pădure plantată, deci de la un hectar să transformă în 3. Asta este mult sau
nu mult, este cam ceea ce se făcea și pe vremea comuniștilor. Că ține minte, chiar dacă noi blamăm, țineți minte că erau programe de împăduriri, tot felul de programe din astea care duceau la un echilibru și din punct de vedere al mediului. Nu erau nici foarte multe poluare atunci, adică nu era cuantificată poluare, că poluarea era mai mare ca și acum, dar atunci nu se punea bază foarte mult pe să fie contra poluării, avea, cum să zic, argumente economice. Dar din punct de vedere, dacă noi suntem cât de cât echilibrați, ca gardă de mediu, agenție de mediu, Ministerul Economiei, ONG-urile care sunt, să zicem așa, o mică parte dintre ele sunt paza unor lucruri, că mare parte dintre ele au alte direcții, dar cele care sunt de bună credință, acele ONG-uri care sunt de bună credință pot să sesizeze anumite nereguli. Dacă într-un mod echilibrat și nu doar să respectăm legislația actuală, nu se întâmplă mare lucru din punct de vedere al poluării. Asta, deci pe lângă, că am spus, odată la construcție, sunt sute de oameni, poate chiar mii de oameni care lucrează. Dar gândiți-vă că astfel de exploatare duce la angajați cu salarii peste media locală. E o activitate care, din care rezultă până la urmă o salarizare mai consistentă. Să spunem 3, 4, 500 de angajați care sunt acolo. Oameni bine plătiți. Ei își cheltuie bani aici, în zonă. Acei bani care se cheltuiesc se duc și în zona strictă al comerțului, să spunem așa. Sau hai să zicem și a distracției. Acești bani se vărs suplimentar, bani care nu-i putem cuantifica în mod direct. Să spui că din salariile a 100 de angajați, să spunem, intră în impozit 50.000 de lei. Da. Aia știm. Dar acele salarii, acele 400.000 sau 200-300.000 de lei care îi primesc ca și salarii, aia se duc în consum, în piața de consum, mare parte din piața de consum zonală. Asta mai dă suplimentar, dar aici este mai greu, doar specialiștii mai de economie națională pot să facă estimările ce beneficii suplimentare, dar le vedem noi. Dar ce beneficii suplimentare aduce o zonă în care sunt oameni angajați cu salarii bunișoare? Decentă, ca să spunem așa. Poftiți? Decentă spre bunișoare. Da, da, deja, cum să spunem așa, într-adevăr, ne dorim salarii de mii de euro, dar eu cred că undeva de la un 3500 net deja începe să se începe să se creioneze. Asta înseamnă undeva peste 600 de euro, 700-800 de euro, undeva. De la 700 de euro în sus deja putem gândi, în condițiile noastre de țară, deja putem gândi că începem să trăim normal și decent. Cu 250 de euro, cu 300 de euro, indiferent cât de econom suntem, indiferent cât de cumpătați suntem, nu putem trăi într-o două persoane cu un copil, o familie, nu poate și trăi cu 500 de euro. Și când să ne gândim că sunt foarte mulți care stau pe acest salariu minim pe economie, săracii, cum s-or descurca, bun, salariați ca salariați, dar sunt și mulți pensionari care au pensie de 1200-1300 de lei, și oamenii au nevoie de medicamente, de nu știu ce. Și mai ales în condițiile actuale. Exact. Condițiile astea de frustrări, pandemia asta ne duce, numai că ne face să stăm, să nu mai socializăm, să stăm în casă, dar ne duce și la costuri suplimentare, la cheltuieli pe medicamente, cheltuieli cu copiii, că trebuie să-i lăsăm acasă, să-i supravieze cineva, pentru asta mai trebuie să plătim pe cineva. Deci suntem într-o situație, să spunem așa, complicată. Părinți care nu-și permit să cumpere pentru amândoi copii o tabletă. Chiar am auzit
în campania electorală, el, că îmi povestea cineva, că se gândește o persoană, are, la un copil are tabletă, la celălalt copil îi pe telefon. Și se gândește să facă o rată ca să-i cumpere, că nu-și permite din salariu. Asta în condițiile în care actualul guvern a promis că asigură tabletele și tot ce trebuie. Da, aici se merge așa cu o mare întârziere. Acum nici nu știu, cum să zic, nici n-aș vrea să dau cu bâta chiar, că e o întreagă nebunie din toate punctele de vedere. Din și... punctul meu de vedere, nu să stați mai finuț așa. Dar vreau să spun că mai finuț... Mai realist. Mai... Eu zic că sunt un pic mai realist. Că nu mai finuț că nu vreți să dați cu parul. Dar eu pot să dau cu parul. Băi, când ai zis din luna nu știu care, că le dai tablete copiilor și că le asiguri învățământul online și ea că se termină sfârșitul anului și tu n-ai făcut mai nimic, păi atunci eu ce mama zbori să mai cred? Da. Da? Aici asta... Despre ce vorbim aici? Când tu, afin că nu faci niciun troc, nicio chestie cu celălalt partid, care-i ciuma roșie, care-i nu știu ce, dar văd că în ședințele de consilii locale nou constituite, consilierii PNL votează PSD, viceprimar și conducerile județene se facă plouă, apucă bățul. La fel cum apucă bățul când văd primari care apar în tot felul de clipuri, că au impresia că au dat ei gaura la macaroană, că ei susțin nu știu ce candidat la funcția de așa, că ei susțin nu știu ce candidat, dar ei săraci primari, ei încep să aibă bube în cap deja cu tot felul de bani sifonați ca apa în ciur și așa mai departe. Mă rog, asta e o altă poveste. Deci ce credibilitate să mai ai în fața mea? Ca alegător, ca cetățean, că am spus ceva mai înainte, că nu fac parte din niciun partid politic. Și atunci, asta cu tabletele pe care o spuneți, da, e o chestie foarte bună. Este foarte bună. Mai avem puțin timp la dispoziție, a trecut foarte repede emisiunea asta. Vreau să vă întreb dumneavoastră, Pro-România, cei de la Hunedoara, aveți deja un deputat, încă e în exercițiu, încă e în funcție, domnul Sorin Marica. Ceilalți, al doilea pe listă, sunteți dumneavoastră. Da, da. La Senat, la Camera Deputaților, cine mai sunt? La Senat mai este pe primul loc Dacian Ciodaru, Dacian care a obținut la alegerile locale în jur de 15.000 de voturi pentru funcția de președinte Consiliului Județean. Asta a semnat pentru noi și pentru Pro-România la nivel național, a semnat o susținere populară consistentă și atunci s-a mers pe varianta Dacian Ciodaru ca și primul pe listă, pe locul 2 este Adrian. Mi se pare o chestie de recunoaștere până la urmă. Foarte corect. Da. Până la urmă, recunoașterea trebuie să fie baza unor acțiuni politice deci sau unor a fost susține... o echitate în sânul partidului. Adică ați procedat corect. Iar pe locul 3 la Camera Deputaților este și Dorina Băncilă din Valea Jiului, este un consilier local din municipiul Vulcan care dovedește că este o persoană care vrea să se implice, care vrea să susține idei și proiecte nu numai strict pentru municipiul Vulcan, ci și pentru zona Valea Jiului și în general pentru județul Hunedoara. Acum, n-aș vrea să se încheie emisiunea fără să spun un lucru. Noi cei cinci, să spunem, noi cei care suntem pe primele locuri pe listă la deputat și la Senat, încercăm să punem pe tapet și de aceea cred că ați văzut că sunt reținut în ceea ce privește analiza măsurilor care se iau acum, vrem să punem pe tapet subiecte care țin de ce va urma. Eu sunt convins că undeva în primăvară lucrurile se vor liniști din punct de vedere acestei pandemii. E indiferent. Va fi cazul. Da, acum, va fi sau nu va fi cazul, una peste alta. Suntem totuși într-o epocă în care știința are o evoluție consistentă, nu mai suntem ca pe vremea gripei spaniole din 20 sau când a fost. Suntem acum, totuși a evoluat știința, eu sunt convins că sub o formă sau alta se va ajunge la acel vaccin, una peste alta și natural se va face o imunizare a populației, deci eu zic că undeva în primăvara anul viitor deja va începe să se liniștească lucrurile. Dar pentru noi este important ce vom face după liniștirea
pandemiei, să spunem așa. Da, acum suntem preocupați, trebuie să fim atrezi. Până la urmă să tragem de timp, să treacă azi, mâine, poimine, o lună, două, trei, să trecem de asta. Dar ce vom face după? Asta este, cum să zic, întrebarea sau... Astea sunt subiectele pe care trebuie să le luăm în considerare. Până la urmă sunt alegeri parlamentare. Parlamentarii care se vor alege în 6 decembrie nu să fie doar pentru perioada pandemiei. Vor fi pe 4 ani de zile. Vor fi un guvern pe 4 ani. Va fi cum să zic, se vor lua în considerare niște programe electorale guvernamentale pe 4 ani. Am început emisiunea cu Victor Ponta. Eu, inițial, când a venit cu acele propuneri pentru ieșirea din criză, eu recunosc că în prima fază am crezut că sunt niște lucruri populiste pe care vine acum în campanie electorală. Dar după ce am analizat și am studiat și am aprofundat un pic propunerile, cel puțin acea primă propunere de a susține pe perioada crizei o estimare pe anul 2021 acel venit minim de criză, recunosc acum, poate că nu. E interesant. Politicianist, poate că nu e chiar bine să recunoști că șeful tău pe linie de partid a avut îndoieli la ceea ce propune. Da, recunosc că am avut. Da, am avut îndoieli. E o chestiune populistă. Acum, cum să o dăm noi asta pe piață? Păi, chiar mă gândeam nici nu o să discut de subiectul ăsta. Dar după aceea, când am văzut, de fapt, care este esența și după aceea, când am văzut că, de fapt, țări din Uniunea Europeană deja fac treaba asta, am zis, bă, stai un pic, că asta chiar este o propunere reală. Să asigure acel venit minim de criză pentru populația care beneficiază de venituri mici în perioada asta. O persoană singură să-i asiguri 2000 de lei pe lună pe perioada crizei, pe anul, să spunem așa, pe anul 2021, îi asigură nu un venit care să-i dea confort. Că am discutat mai devreme ce înseamnă valoarea care o consideră eu ca fiind confort. Dar îi asiguri un mod liniștit de a trece prin această perioadă. Adică dacă este angajat cu salariu minim pe economie și ia 1400, cred că cam atâta ia cineva cu salariu minim pe economie, se asigură până la 2000 de lei, încă 600 de lei, parțial din surse guvernamentale și parțial prin bonuri valorice de la Uniunea Europeană. Adică 300 de lei bonuri valorice pentru a-și asigura alimentație și 300 de lei pe perioada, mă repet, pe perioada de criză. Dacă sunt două persoane în familie, să aibă în total 3500 de lei. Sau dacă sunt trei sau mai multe persoane, să aibă un minim de 4500. Asta, mai ales dacă se face, că eu nu aud prin vest spunându-se că sunt populisme, dacă se face, asigură o liniștire din punct de vedere al venitorilor la populație și, pe de altă parte, se introduc bani în piața de consum. Lucru care, după aceea, pe de o parte, să spunem, și comercianții, și vânzătorii au și ei venituri sau, cum să zic, li se pot asigura un anumit liniște, nu neapărat confort, din punct de vedere financiar. Gândiți-vă la un pensionar care are 1800, să zicem, pensie și beneficiază 1800 de... este, 1200. Da, da. Eu zic de pensionarul ăla, cum să zic, nu mai spun de cel care are 800 sau 900, sau 740, 700 minimum. Cel care are 1800. Cum îi știm noi pe pensionari, alea 200 își plătește CRE-ul care l-are de mult timp, că toți au CRE-ul sub anumită formă, sau și pune deoparte și încă un jumate de an sau doi ani, un an după, va avea pe ce să pună mâna cât de cât să se gospodărească. Astea sunt lucruri, cum să zic, esențiale ca să poți să faci strategii naționale de dezvoltare, să-ți asiguri populația de o anumită liniște. Că va fi un an care, odată cu finalizarea crizei 2021-2021, se vor face ecuațiile de dezvoltare economică europeană. Noi trebuie să fim angrenați în asta, trebuie investiții care au fost prin China, se vor reloca, vin în zona europeană, trebuie să prindem și noi din ele, trebuie să încurajăm investitorii, trebuie să fim parteneri activi în ecuația economică, dar pentru asta trebuie să fie niște oameni acolo la vârf care să, cum să zic, să știe ce au de făcut.
Da. Și pentru asta trebuie să fie parlamentari care să susțină la rândul lor oameni valoroși. Eu nu zic că dacă ajung parlamentar să ajung ministru. Nu, eu nu asta îmi doresc, să susțin pe cineva chiar și dacă nu intrăm la guvernare. Că și aici este un lucru. Noi nu neapărat că vrem să intrăm la guvernare, dar vom susține acel guvern care ne va susține cele două, în principal acele două soluții economice pentru România, venitul minim de criză și susținerea IMM-urilor care au fost afectați de pandemie. Vom susține orice guvern, că e de stânga, că e de dreapta, dacă intrăm sau nu parteneri la guvernare, e altă poveste, dar pur și simplu vom susține, vom vota acel guvern care ne va susține aceste două foarte lucruri. Foarte scurt, într-un minut maxim, că tot veni vorba de vot, de ce să vă voteze oamenii pe dumneavoastră, cei de la Pro-România? Acum, cred că, mă știți că eu nu sunt politicianul care se uită în cameră și vine și spune, stimați, unedoream, votați-mă că fac și drept. Eu vreau să lansez, prin acest final de emisiune, să lansez o invitație a partenerilor de competiție de această perioadă să vină și ei, la fel ca și noi, să vină cu idei, să pună în dezbatere și chiar la ideile mele să intre în dezbatere pe ele, că nu mă deranjează, chiar și dacă greșesc, să mi se spună. Și un lucru esențial pe care nu aș vrea să fie scăpat în perioada asta, noi trebuie să ne gândim ce facem cu copiii, cu când vom ieși din criză, când vor merge din nou la școală, când vor da bacalaureat, când vor încerca să nu mai fim în situația anului 2020, în care copiii s-au pregătit să meargă spre o facultate și datorită pandemiei au fost obligați să se reorienteze. Trebuie să gândim lucrurile de acum. Nu le putem lăsa pe ultim moment, las că vom vedea noi ce facem atunci. De viitorul unei generații. Așa că finalul de emisiune este cu invitația partenerilor de competiție, să spunem așa, să intre în dezbateri pe subiectele pe care le-am provocat noi sau să le provoace și cu siguranță noi vom intra dacă sunt subiecte interesante și pentru populația județului Hunedoara. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes. Mulțumesc, domnul Adrian, cu drag vin la emisiunile dumneavoastră. Stimați respectatori, Emil Răstăiu, candidat pentru funcția de deputat în județul Hunedoara din partea Pro-România, a fost invitatul nostru la Fotoliu cu Ghim pe misiunea de promovare electorală. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bună, evident. Numai bine!